Dar axa acum oficinare. Au îmbătrânit și popătiile de la atâta vară și au umplut berile turiștilor cu fire albe de păr. Nu mai știi care e bucată de popătie și care e gânganie ce trebuie strivită. Vă dovești și tu lumea de încă un exemplar de taraxacum oficinale, ascultând satisfăcătorul sunet al smulgerii turpinii și ferindu-te să iei nu știu ce boală de la seva acesteia. Până și soarele e o popătie bătrână acum, zăcând în coșciugul său negru, găurit de timp. Taraxacum oficinale se hrănește cu soarele și pământul se hrănește cu taraxacum oficinale. După ce ți-a prins o țigară, te trezești și tu cu o copădie căruntă în mână și îți dai seama că trebuie să sufli ca să nu te arzi. Vă mulțumesc! Bună seara! Numele meu este Luciana Sima și acesta este poemul meu. Cântecel cu și despre. Anul când artificiile de rebelion n-au mai explodat și n-am știut că trebuia să spun atunci ceea ce n-aveam să mai spun vreodată. Mi-am luat prima dată adio după dansul macabru de la începutul primăverii și apoi bun rămas cabinetului cu instrumente muzicale din casa tatălui tău și flautului vertebrului Maiakovski, scris cu marfer negru pe pereții ial. Bun rămas al câmpului din fața camerei cu geamurile mereu sparte, pentru că nopțile de vară ai coșmaruri în care visesc că te sufoci și eu plec. Bun rămas pe rând fructelor uitate pe noptieră și crizelor tale din iulie și ierbii și florilor din grădiniță și bun rămas nopților sub cerul liber, reîntoarcerii la natură, le bon sauvaj și visului tău de a trăi. Bun rămas imaginii tale cu capul pe picioarele mele în pantalon scurt și mușcături de țânțar și weekendurilor noastre împreună și gelozilor tale de toamnă și ideii că vine un alt revelion și eu încă mi-au rămas bun, dar nu de la tine. Mulțumesc! Cei care în 90 au sunt soldați jos pe Lenin și la Tiraspol au tăiat uniformele și au bătut. Cei care au umplut cu flori, ungherul și albița și după 6 ore au scos subți înapoi în curs, lăsând în urmă televizoarea cu rușule și țigări. Cei 30.000 au mulțit de insolație ministru, pielea roșie, dar mintea brită, frumoși și singuri în fața cazacelor paznici de pensionari. Cei ce v-ați rupt umeri în Moscova și creierii în Kabul, și v-ați lăsat femeile să vândă între ele nasturi și umbrele stricate. Cei cu 2 revelioane într-un an, înghesuiți în beciuri sub cazane, putându-le în 25 peste pastile de cărbun. Cei aruncați în haine și mașini beton, puși să sprijine instituțiile, cu salarii mai mici decât chiria, asemenea cu vânzătorii de biciclete, dar cu putere mai mare. Cei care plângeți încă pe Ion și Doina Ciodorovici, nici pe voi nu se vă ajute airbag-urile și nici călărășanul ce umblă cu icoană la 6 televiziuni. Cei înveliți în afișe publicitare, mâncați de câini în brânder, pescuiți și adormiți la umbră din varnița, ce ați înfundat repetorul cu dolari și gurile cu cârpe și cartofi de export, cei care o să vă uitați limba pe limba tampon dintre punctele cardinale, scâncind în întuneric versul de Mateevici, cei ce ați umplut vestul de vinuri, de plăcinte și arme fără serie, de bodyguards și alături de noi de curve, morți din Rășcan și Ciocan, dispăruții din centru, înghețați din Buiucani, contrabandiști și scriitori, poeți și șoferi, naționaliști și bilingvi, cei cu istorie mare, dar fără noroc, uitați prin trenuri de marfă cu sutele de mii, cei care își încălzesc dubla cetățenie cu lemne, cei de la margine, de oriunde ai privit, prieteni, amintiți-vă că media e de 75 și le scoară 87. Aici.
Ora, ies din ABC plus pe minus 4 lei, fericit de ultimii bani de la Liuba, un țigan în gurar zice, dă-mi și mie cona și vezi iau de la copiii mei, că parcă nu asta făcea Miranda când ieșeam. Triumfătorii la rog pe Pupico pe geam, cu polul de vase în mână. Am luat de toți, i-am lăsat pe toți. Zâșnesc mai departe noaptea nesată ca un cuțit în spate. Acasă prietenii trag de pe platul de lemn, de pe lângă crisuri, ferisuții de ceapă, ca pe biletele de la română oral. Masa 19. Anul acesta a rasolit maxim, a făcut un miracol. Pentru o perioadă, îngerul meu păzitor s-a întrebat la fiecare prânz cu mine, mi-a dat să mănânc și mi-a ordonat fericirea cu japra. Pentru că trebuie, a adăugat el, că uite, totuși trăiți, de obicei nu se întâmplă așa. De obicei se moare, insistă. Mai apoi, cu un index ciuruit aerul prin jur. La masa 19, pe rând, s-a mâncat și s-a plâns. S-a băut, nu excesiv, ci ponderat. Pe rând cidrul și rozeul șpițate cu rece, mult rece. Flexurile verii încă se mai aud, greier, tăind asfaltul prin multul fierbinte al amiezii. Și ultima ieșire în decor, amintea. Că uite, că uită! Ne-au crescut inimile pâini pe vatra plăieșilor în acest oraș, unde mâna Maicii Domnului prinde învăluind gardurile în lume robuști întregi colțuri de stradă. Unde mâna ei, nouă înșine pe umeri a îmbărbătare, pe umeri îi se așează pasăre. Unde ești? Din timp mai ies vizuind de timpuri, mai lipsesc memorii, lăs pe tobele amuțite. Ca într-o noapte al cărei întuneric ne paște plin de cuțite inima mea. Sunt acasă și sunt obișnuit să vorbesc în picioare și sper să mă auziți. Sper să mă auziți, deci vor vorbi fără microfon. Microfonul denaturează vocea omenească. Sunteți în sala aceasta mare a primăriei și aș dori un pic, înainte de a vă vorbi despre ținutul meu și al lui Traian Ștef, care este un ținut mai ciudat, așa cum spunea moldovan, era moldovan. Dacă priviți în stânga dumneavoastră acel tablou, trebuie să știți
că se leagă un pic de piesa mea de teatru și mulțumesc domnului Casea Maria Spiridon că a venit până la Oradea, din Iașul care m-a consacrat ca dramaturg. Dacă vă uitați la acel tablou, veți vedea că este despre Regina Maria și Regele Ferdinand, care au venit în 23 mai 1919 în Oradea, ca să se întâlnească cu Viora Ciordaș, cu poetesa Viora Ciordaș, despre care a scris și Alexandru Cistelecan în cartea asta Ardelencele. Și veți vedea în acel tablou că Viora Ciordaș s-a întâlnit cu Regina Maria, care a desfășurat un puternic lobby în Paris și în Europa pentru ca să se desăvârșească unirea și la Paris. Și de asta v-am și spus acest lucru, pentru că sunteți în sala Marea Primării Oradea. Eu am propus un text dramatic la Teatrul de Stat din Oradea, se numește Regina și Martirii și sper ca să fie jucată această piesă anul viitor. Și dacă se va juca, cu drag vă invit pe toată lumea. Acum trecem la această carte pe care am scos-o la editura Școala Ardeleană, pe care eu văd în Școala Ardeleană urmașa editurii Dacia, pe lângă care mă duceam zilnic când eram la facultate. La Facultate de Drept din Cluj. Primele două cărți despre care a vorbit Moldovan au apărut la biblioteca revistei Familia. Prima este Scrisori secrete ale tovarășului Ivan din Ștei către iubita sa din Moscova. A doua este Cartea de Uraniu și a treia este această urmare firească, zic eu, pentru că, așa că după cum v-am spus Convenția de armistițiu din 12 septembrie 1944, România a fost obligată să plătească o despăgubire de 300.000 de dolari Uniunii Sovietice. În 1944, valoarea dolarului era mai mare decât valoarea dolarului de pe acum. Ei bine, prin societățile mixte româno-sovietice, despre care a figurat și Sovrom Cvarțitu, s-a dus o valoare mult mai mult în Uniunea Sovietică. Toată lumea știe despre tezaurul de aur, dar există și un tezaur de uraniu care provine de aici, din Bihor, un tezaur de uraniu care s-a consacrat la ruși în bombele lor atomice și în unitățile lor nucleare. Ei, eu, ca reporter la revista Flacăra, am fost în zona minerilor, de la Ștei, de la Băița. Acum, ca avocat, am stat de vorbă cu foarte mulți mineri, care mi-a oferit foarte multe informații despre ce s-a întâmplat între 1952 și 1958 la Ștei. De pildă, în ziua de Paști anului 1952, Oleg Kedrovski, care era șeful exploatării, a detonat peste 5.000 de capse de trotil și pur și simplu a pus un munte la pământ. A fost cea mai mare explozie din istoria exploatării de uran de acolo. Nu le-a păstrat lor că a fost ziua de Paști, după cum Tovarășul Iliescu a executat pe Ceaușescu în ziua de Crăciun. Pentru că, după cum știți, religia era un opium pentru popor. Foarte multe amănunte pe care le-am cules din documentele vremii se referă la această exploatare și este și pură ficțiune această carte, dar este și cu foarte multe elemente reale. Cred că vă va place această carte. Am prezentat-o la concursul din anul acesta de la Lancren Sebe și am obținut marele premiu pentru această carte, drept pentru care eu vă dăruiesc celor membrilor Uniunii Scriitorilor din România. Prima dată vreau să recit un sonet despre frumusețea femeii, pentru că sunt fete frumoase aici, soția mea sper să nu se supere. Sunteți în cel mai frumos oraș din România, așa se spune, și pe site-uri se spune că Oradea este cel mai frumos oraș din România. Și vă voi spune un sonet. Ce-am pățit pe podul de peste Criș. Nici când nu m-am temut de frumusețe, dar iată astăzi trebuie îngrozit, de parcă cineva m-ar fi amuțit, pe loc și nu mai pot să dau binețe, necunoscutei, stranei, drumețe, pe care poate am mai întâlnit în altă viață și n-o fi iubit, înainte ca visul să ne înghețe. Încetinit am pașii muți pe pod și Crișul de desubt o privesc să vadă cel mai dureros exod, cu trupul ei înalt, din osteul umnesc,
trecut pe lângă al meu, înalt, slobod, am să mai mor o dată să o iubesc. Consider că sunt un sonetist printre obzeciști, așa cum a spus Simuț, dar pe care nu l-a descoperit încă Galin Vlasic. Ce să mă descoperi acolo? Nu te mai descoperi, că te descoperi ca Ardelean. Așa, așa, m-a descoperit ca Ardelean. Acolo rămâne. Deci vreau nu să vă spun, trece Carpații, aici în Oradea sunt foarte mulți poeți care cultivă sonetul și chiar aș îndrăzni să vă spun că aici este o școală de sonet la Oradea. Și poate că vom scoate un, o carte cu sonetele. Pe strada Tribunalului. Pe strada Tribunalului, unde este biroul meu. Să nu vă mai rețin, am să vă recit două sonete din această carte. Un sonet. Bine, atunci să-ți recit un sonet. Scurt de tot. Cel mai scurt sonet. Este primul sonet din partea a doua. Ce se întâmplă, draga mea Liudmila, de nu primesc din Moscova răspuns? Poștașul rus să-mi fii mereu ascuns scrisorile în care îmi plâng de milă? Sau a securității apostilă în intimitatea mea să fii pătruns, dând aparența totul merge uns între un amorezat și a lui copilă? Îți spun că am de gând chiar de pe acum, ca un culup poștaș eu să dresez și îndat voi da la dascăl dreptul iung un pumn de ruble, doar să cercetez care culumb ar face lungul drum cu un mesaj de nuntă și botez. Bun. Bine. Mulțumim. Voiam să vă mai dau o definiție a sonetului. Sonetul-i fagurile de poezie doar pentru cei chemați să-l deguste, clepsidere de argint cu nări înguste, ca să ne facă moartea mai târzie. Definiția cui? A sonetului. Dar cui cui aparține? Mie. Bun, acum a venit rândul bătrânilor. Îi rog pe ei acum să vedem ce curajos sunt să ia fiecare când vrea microfonul să spună un poet. Dacă e scump, poate să spună.